Bine v-am regăsit la pizzeria lui Freddy, suntem din nou cu acești animatronici care sunt super de treabă și inofensivi, adică uitați-vă și voi, ce face mă Bonnie plin de viață, bă! Ok, Bonnie faza este că ne aude, o pleca și Chica, suntem în caz de vii, dar de cine prima dată? Vai mama mia de Chica direct, se pare că Chica ne-a mâncat de vii. Bineînțeles că totul a fost troll doar de dragul de a vedea și noi niște animatronici care ne atacă și ne distrug. Acolo sunt animatronicii. Eu voi merge de urgență la mine în cameră. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel. Și acum suntem în noaptea a cincea, adică în ultima noapte. Dacă supraviețuim acum, când o să fie practic extrem de greu, înseamnă că batem Five Nights at Freddy-ul acesta. Mamă, în ce hal sună. Foxy vă că stă pe loc. Dar nu uitați și de cel mai blană mărci pe nocivanu.ro, primul link din descriere, unde găsiți tricouri, hanorace, ghiozdane și multe altele cu Nocivanu on fire. Iar din 7 noiembrie noul mărci Nocivanu de Crăciun o să fie disponibil pe nocivanu.ro, pe primul link din descriere, dacă doriți să vă luați. Acum eu vă mulțumesc enorm pentru susținerea de la această serie. S-au strâns extrem de multe like-uri și am văzut că vă place foarte mult. Bubuiți în continuare butonul de like. Astăzi nu mă las sub nicio formă până nu scăpăm din pizzeria lui Freddy. Cel puțin până nu terminăm noaptea a cincea, că poate este și noaptea a șasea ca bonus și poate o să facem și noaptea a șasea dacă o fi să fie, dacă nu trecem la următorul joc Five Nights at Freddy. Ok. Este deja 1 și 13 minute și prietenii noștri sunt pe afiș. Sper să nu fie și în realitate. Ia vezi că l-aud pe Freddy. Ok, ceea ce știm este că atunci când Freddy râde, se va mișca după. Aud pe cineva aici? Freddy se mișcă? Vine Foxy. Ok, Foxy va ataca pe dreapta, clar. Atacă și pe stânga, Foxy! Poate când atacă și pe stânga, Foxy? Wait a minute. Ah, salut Foxy. Doamne frate, noaptea 5 e calvarul. E efectiv iadul pe pământ noaptea 5-a. Cât e ceasul? 2:30. Deci nu îmi spune că scap din prima. Efectiv, refuz să cred treaba asta. Aș fi prea tare. Stați că vin atacurile imediat. Mi-e frică de Freddy, bă. Că Freddy se mișcă cu viteza luminii. Nu, nici n-ai timp să te mai uiți pe camere în noaptea 5-a în jocul ăsta. N-are sens să te mai uiți. Că doar e enervezi și mai tare și consumi mai multă putere. Ia uzi. Cine vine? Cât e ceasul? 3 și 12 dimineața. Hai ce m-am speriat. Sfârșitul! Mă, ce se plimbă Foxy? Da, o să atace Freddy. 3, 2, 1. De că vine Bonnie. Venia Foxy? All good, all good? Am prins-o pe Foxy, l-am prins pe Foxy acolo. Ok, și-o mai venit cineva. Ușa aia nu o mai deschidem sigur. Avem 2-3 animatronici care stau acolo. Da, pe stânga atacau. 4 dimineața. Băi, eu nu pot să cred că scap atât de repede. Doamne, cum face? Mă, dar nu mai pleacă de acolo. Bă, frate, sfârșitul lumii!
Noaptea 5-a e nebunie, iadul pe pământ! De ce faci atât de urât? Cum scap? Dar nu mai pleacă veci de acolo. 4:45 dimineața. Am cea mai bună tactică, credeți-mă. Ok, cred că venea și pe partea asta ceva, sau? Bă, frate, ce se întâmplă? Doamne, cum fuge Freddy. 5 dimineața. N-am timp să mă uit pe camere. Eu scap în noaptea 5-a din prima. Din prima încercare. Bine, am mai încercat pe episodul anterior o dată, corect? Deci ar fi a doua încercare, cum ar veni. N-am mai jucat deloc în rest. 5:32. Ok, știi ce? Ce se poate întâmpla? Am închis ambele uși. Nu cred că o să se consume energia, sau? Te rog. Rezistă oare? Bun, ne uităm aici. Ia uzi-l. 2, 1. Bine, bă! Noaptea 5-a! Din prima! No way! Bă, deci am dat un try hard de n-aveți idee. I-am prins pe ea pe stânga și pe dreapta n-au mai atacat. Extra! Avem și extra. Da, avem și extra. Este noaptea a 6-a probabil. Deci, practic, teoretic, am terminat Five Nights at Freddy, Fazbear Nights, noul joc, acum, aici, da? Deci, în 6 minute am terminat noaptea 5-a, plus că am mai făcut intro-ul, deci în vreo 5 minute. Let's go! Dăm pe extra și hai să vedem ce se întâmplă pe extra. What? Mă, ce poți să faci aici? Îi văd pe toți, ok. Return. Jump scares. Ai de capul meu! Poți să vezi totul! Oh my god! Toate jump scare-urile. Ok. Aici avem niște imagini de la developeri. Putem selecta noaptea pe care să o jucăm. Custom night? Ok. Pot seta eu să fac o noapte din aia gen imposibil de... Bă, ce tare, poți să pui tu toate setările. Ia uite. Îl punem pe Golden Freddy, deci o să avem încă un animatronic. Endless, ce înseamnă asta? Deci poți să, ca noaptea să nu se termine niciodată. Random spawn. Hai să dăm să fie mai greu. Aici ce este? Nu știu ce înseamnă Endos. Bun, și acum vedem pe cine punem activi. Punem pe Freddy, pe Bonnie, pe Chica și pe Foxy. Și aici vedem exact toate setările pe care le are fiecare. Uitați-vă și voi ce viteză are Freddy doar. Deci, Bonnie are... nici măcar nu văd viteza lor, dar oricum. Freddy are 3000 viteză. Voi vă dați seama, restul probabil au 50-100. De-aia, Freddy se mișcă cu viteza luminii. Ok, cred că ar trebui să fie suficient. Dar, deci avem încă un animatronic în plus. Ok, cât să dureze o oră? Un minut durează. O lăsăm așa. Și știi ce? O să-i fac pe toți nervoși. Adică și doar pe doi pot. Pe Bonnie și pe Chica. Îi voi face maxim de nervoși și voi da start. Deci asta este o noapte custom, ok? Bun. Custom night. Mă, ce? What? Era Golden Freddy în fața mea! Cum se presupune că ar trebui să supraviețuiesc la așa ceva? Ok. De ce se spawnase Golden Freddy în fața ochilor mei? Bun, hai să vedem. Cât este ceasul? Mamă, cum merge? Ah, totul durează doar un minut. Ok. Deci custom night-ul ăsta durează un minut. Trebuia să-l pun 6 minute, de fapt. Credeam că acolo aleg cât să dureze o oră în joc.
Dar așa au pus setările la început. Bun, hai să vedem, supraviețuim. Bă, l-am văzut și pe Golden Freddy, ești nebun? Ăsta e easter egg direct. Secrete. Ăsta e direct un secret. Noaptea a cincea plus secrete. Plus noaptea secretă. E bine că n-au timp să atace. Schimbăm setările după și punem 6 minute cu exact aceleași chestii. Pe acum nu vine nimeni. Easy. Ia. Păi ăștia nici nu pleacă măcar. Wait, what? Deci te plimb easy prin pizzerie. Ia vezi cum trec eu noaptea custom. Mă treabă. O, mi-e frică de nimeni și de nimic. Opa. Pleca Bonnie. Salut, Bonnie. Gata. S-au și despaunat. Easy noaptea custom. Pentru că am pus pe un minut. Dar dacă voi pune pe 6 minute, atunci, da, mă vor ataca normal, practic. Bun. Opa, m-a spawnat direct aici. Mă, cine plânge? Ce-a fost bă asta? Mi-a pușcat inima. Doamne. Deci aparent Golden Freddy plânge. Știm cine plânge. Ok. Da, am pus să avem 130% baterie, putere, pentru că o să fie insane de greu, că avem 6 minute. Cred că e mai lung decât un meci normal. Dar nu știu cum să mă bag cu Golden Freddy, asta e problema. Hai de capul nostru! Cât de repede atacă Golden Freddy, glumești? Ai, 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 noaptea asta e imposibilă. Vai, mi se face pielea de găină, jur. Vai, cum? De ce? Dacă te apropii de ușă te prinde, nici n-am deschis ușa măcar. Noaptea asta e imposibilă. Bă, frate. Glumești? De ce ar va ataca pe stânga direct? Ok. Dar n-avem voie nici măcar să ne apropiem de ușă. Cum băi toate părțile? O venit după mine la ușa asta și ieși la cealaltă ușă, n-are sens. Hai de capul nostru. A. Este 12 dimineața, cum e posibil? Ma, ce se întâmplă? N-are sens. Cum e 12 dimineața? Cum e 12 dimineața? Cum e 12 dimineața dacă stau de o oră aici? Doamne, ce setări am pus, bă, frate? Ce setări am pus la această lume? Ok, gata, acum cred că este în regulă. Ia să vedem. De ce nu se întâmplă nimic? De ce este blocat la 12 AM? Am pus exact cum scrie, real time. What? Cred că am găsit până la urmă. Trebuie să pui 2 aici ca să fie cât de cât ok, deși îți recomandă 60. Dar cred că... nu știu, aia înseamnă că o oră chiar durează o oră? Bun.
Acum pare că se mișcă cum trebuie timpul, aproximativ, poate chiar trebuia să pun unul acolo. Bun, hai să vedem dacă putem scăpa din noaptea terorii. Noaptea a șasea, noaptea secretă. Acum ar trebui să aibă setări decente. Totuși îmi trebuia mai multă putere, probabil, că n-am cum. Dar încercăm așa odată. Vai de capul nostru. De ce l-ar rămâne blocat acolo pe veci? Clar n-avem suficientă putere. 100%. Foxy și restul animatronicilor stau pe loc. Deci nu doar că trebuie să mă bat cu 7 miliarde de animatronici, trebuie să-i fac față și la Golden Freddy. Oi, oi, oi. Ok, acum cred că avem șanse. Era imposibil. Tocmai am testat înainte cum cu setările alea imposibil. Trebuie cu 1 și 150% putere probabil. Ca să ai cât de cât o șansă. Pentru că uite-te, Golden Freddy îmi consumă puterea instant. Deci eu pe stânga aici nu mai pot deschide. În momentul ăsta și dacă mă apropii, dacă mă pun pe preșul ăla, sunt mort. E imposibil, practic. Dar ceilalți animatronici încă nici n-au plecat. Vedeți? Eu uite cum fac. Au luat o razna, Freddy încă nu s-a trezit. Foxy încă nu s-a trezit. Și uitați-vă cât de greu trece timpul. Adică chiar și așa trece super greu. Uite, o secundă, gen, o secundă în joc. Sunt 2 secunde în realitate. 1, 2... 3, aproape 3 secunde. Păi nici așa cred că nu pot. E 12 jumătate. Uitați-vă și voi. Na, eu chiar sunt curios acum până la capăt să merg să vedem cât rezist. Ok, ăștia încă n-au plecat. Nu știu exact când pleacă. Dar vom afla imediat. Mai avem 127% deja și nu este nici măcar 1 dimineața. Imaginați-vă. Na, n-am nicio șansă, nici așa. Cred că trebuie 200% putere. Ok, o pleca Bonnie. Perfect, bine de știut. O pleca și Chica imediat în 3, 2, 1, boom! Ba nu a plecat încă Chica. Unde-i Bonnie? Nu, deci acolo ușa stângă nu mai am ce să o ating, gata, numai la ușa dreapta mai pot. Și dacă sunt ambele închise, mi s-a adus curentul. Deci dacă mă mai campează încă unul, pa, pa. Plus că dacă le închid pe amândouă... Opa. Uite pe Chica, au luat o razna aici. Dacă le închid pe amândouă sunt șpa-șpa, pentru că Freddy te campează dacă închizi ambele uși. Și să nu uităm că am pus atât Chica cât și Bonnie să fie super nervoși. Adică am bifat anger. Dar nu știu unde-i Bonnie. O pleca și Freddy, sau? Uite pe Bonnie! Okay. Ce caută Bonnie la Foxy? Doamne, ce chestii ciudate. Nu, noaptea asta se întâmplă cele mai strani chestii ever. Îmi place. Noaptea custom e preferata mea. Ia uite-o pe Chica în spatele meu. Bonnie acolo. Freddy a prins și el viață. Foxy încet încet prinde și el viață. Cine a plecat? O pot pleca Bonnie. Unde-i Bonnie? O pleca și Freddy. Bonnie e foarte aproape de mine. E undeva aici, Bonnie. Ne. 77% și e doar 1.41. N-am cum că Golden Freddy nu mai îmi pleacă de acolo ever. Ce râde în continuu, șobolanul. Măcar să nu mă atace și pe dreapta, asta e ideea. Dacă mă atacă și aici, papa, nici o șansă. Cât e? Nici măcar 2 dimineața nu e. Doamne, imposibil! Ne. Ar trebui să nu mai stau pe camere. Poate asta să fie singura șansă. Pici. Wow. O trecut Bonnie pe acolo. Ce vorbești, mă? Gândiți-vă că mai am 60% baterie. Și s-a dus doar 33% din timp. Deci am consumat 66% din baterie. Sau vreo... Hai zi, 60. Și 33% din timp doar s-a dus. Adică consum dublu baterie față de timp. N-am cum.
Clar, e imposibil. Ce râde, bă. Dacă închid și ușa asta. Șpa, șpa, Freddy pe aproape. Chiar l-am văzut în față, corect? Vine Foxy. Vai de capul meu! Ai, 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 mi-o pușcat inima. Din momentul ăsta ce fac? Explicați-mi, vă rog. Că e și Bonnie aici. Deci Foxy la ușă că îl văd, încearcă să intre. Bonnie așteaptă să intre și el. Nea, Freddy este efectiv pe coridor aici. Intră ori pe acolo, ori pe acolo. N-ai cum, frate, imposibil din punctul ăsta. Ce să mai fac? Uite-te cum se consumă electricitatea. Ia. Bonnie, o veni cumva și el? Nu-mi dau seama. Doamne, iartă-mă. Da, este Foxy aici, clar. Ai și Bonnie. Bonnie și Foxy, unul lângă altul. Practic s-au blocat. Golden Freddy pe partea asta-laltă. Freddy mă așteaptă aici, se uită la cameră. Un clasic, aș putea spune. Păi să mânca de view imediat. E doar o chestiune de timp. 10% putere și am ajuns doar la 3 dimineața în noaptea custom. Ai, ai, ai. No, sunt mort. Da, Bonnie și Foxy amândoi acolo, 4%. Freddy l-am auzit cum a venit și el. E și el probabil la ușă. Da, uite-l și pe Freddy acolo. Bun, avem 0%. Ai de capul meu. Nu mă așteptam să fie atât de repede. Voiam să zic să vedem cine mă omoară primul. Da. Deci, oficial, am terminat Five Nights at Freddy. Totuși, dacă vreți să încercăm și noaptea aceasta custom, poate să pun 200% putere, cu Chica și Bonnie nervoși, cu Golden Freddy în plus, deci practic insane de greu, spuneți-mi dacă vreți și o să facem asta. Încercăm să terminăm și partea asta, dar jocul practic este terminat, acum este doar extra. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel și cel mai blană mărci pe nocivanu.ro. Iar din 7 noiembrie, noul mărci Nocivanu de Crăciun este disponibil pe nocivanu.ro. Primul link din descriere. Toate cele bune și pa, pa!